vă spun mulțumesc pentru faptul că ați răspuns invitației noastre. Bine ați venit la Sănii Moldova și vă spun cu mare bucurie că am invitat să vă prezint o serie de lucruri care s-au întâmplat la Sănii Moldova în perioada de un an și patru luni de când sunt în fruntea acestei localități. Prima dată și cel mai important lucru este faptul că am reușit să semnăm licența de administrare, de explorare deocamdată, după care urmează exploatare a apelor minerale de la Sănii Moldova. Este un moment important pentru localitatea noastră, întrucât această resursă, pe lângă această resursă s-a dezvoltat localitatea noastră, ea a generat dezvoltarea localității respectiv apele minerale și am considerat că este foarte important și că este o prioritate maximă ca aceste resurse să fie administrate de către primărie. Am parcurs mai multe etape pentru a ajunge aici. Te rog să vedeți slide-ul cu etapele. Le știu pe aproape pe din afară, dar mai jos, Cristi. Uite direct pe ea, pe undeva la... aici, așa. Deci, vedeți, noi am ajuns puțin mai sus, cred că este un slide. Așa. Mai sus. Aici. 2016 și puțin mai sus. Începem din luna a 7-a. Nu? Nu. Înapoi? Acolo unde ai fost, Cristi. Dă-i direct pe ea. Bun. Luna 8-a, da? În iulie, imediat ce ne-am preluat în, la 24 iunie, respectiv iulie, când am avut ședință de Consiliu, la următoarea ședință am aprobat să în Consiliul Local preluarea licenței, pentru că licența în luna mai 2016 a fost pierdută de către Perla Moldovei și la momentul acela nu mai era nimeni titular de licență. Până când am trimis noi adresa, Institutul de Balneologie a cerut și el să preia această licență. Respectiv, a fost o perioadă de 4 luni, din septembrie până în ianuarie, timp în care am încercat să negociem cu Institutul de Balneologie să preluăm noi aceste izvoare și au fost și perioada asta cu schimbările politice și celelalte aspecte și nu am reușit să facem acest lucru, dar în aprilie 2017 am reușit să semnăm o înțelegere între cele trei entități, Institutul de Balneologie, UAT Sănii Moldova și ANRM, prin care am convenit ca primăria Sănii Moldova să preia licența la toate izvoarele de apă minerală care au fost subiectul licenței de la Perla Moldovei și mai puțin izvorul numărul 3 și gazul mofetic aferent. Izvorul numărul 3 este cel mai premiat izvor de la Sănii Moldova și Institutul de Balneologie l-a dorit pentru explorare, exploatare și așa am convenit. Imediat după aceea am pornit pe drumul de a face documentația necesară pentru primirea licenței și le-am mișcat foarte repede. Drept urmare, am reușit în iulie să depunem deja, în iulie 2017 s-a depus documentația și pe 16 octombrie am semnat licența de administrare a acestor izvoare. Vreau să vă spun că este
important să aflați că noi am semnat, practic, licența pentru resursele subsolului. Resursele subsolului sunt reglementate de legea minei și această lege ne întărește autoritatea legală să putem acționa asupra proprietarilor de teren. Pentru că, la momentul acesta, noi avem trei terenuri cumpărate la licitație aferente izvoarelor și Perla Moldovei are două terenuri, Flora are două terenuri. Flora mai are niște clădiri de distribuție, acele clădiri unde sunt butoanele de distribuire ale apelor minerale. Respectiv, am făcut imediat, tot pe 16, am făcut adrese către Flora prin care le cerem accesul și marți, săptămâna viitoare, avem întâlnire în teren. Încercăm să convenim suprafețele și minimul necesar. Legea minei obligă titularul de licențe să aducă atingere minimă proprietății private. Adică, de data, dacă până acum noi am încercat să negociem cu Flora să ne închirieze toate terenurile astea, pentru că noi nu aveam licența, acum suntem obligați să închiriem doar cât avem nevoie. Și atunci o să fie o negociere. Eu sper ca foarte repede și dumneavoastră să-și dea seama că nu ne pot condiționa. Nu ne mai pot obstrucționa accesul. Este foarte important că suntem împuterniciți de lege. Ce aspect, parcursul următor este ca noi să, în 2 ani și jumătate, să facem această explorare. Explorare înseamnă amenajarea acestor captări, înseamnă analize fizico-chimice pe care trebuie să le facem pentru apele minerale, înseamnă o documentație necesară pentru licența de exploatare. Licența de exploatare se dă natural ca și urmare a licenței de explorare. Nu mai sunt alte condiționalități. Este important să ne urmăm acest parcurs. Noi avem 9 izvoare propuse pentru această etapă și practic împreună cu izvorul 300 de scări sunt 10 și cu izvorul 3, 11, toate izvoarele de la Sâmbu Moldova vor fi pe mâini bune, să spun așa. Mi-aș dori să vină cât mai mulți cetățeni, cât mai mulți oameni de bine din județul Bacău să vină alături de proiectul nostru și să susținem atât financiar, cât și cu idei, cu propuneri, amenajarea acestor izvoare. Pentru mine personal este o prioritate amenajarea zonei izvoarelor. Deja o să vedeți la punctul următor că am pus un proiect pe POR, pe Programul Operațional Regional de Dezvoltare, prin care, pe axa 7.1, prin care ne propunem să modernizăm parcarea de la baraj de acolo. Deocamdată doar parcarea, întrucât regimul juridic al căii de acces și al terenurilor este încă incert. Avem proces cu Perla Moldovei pentru un teren și alte două terenuri pe care trebuie să le aducem înapoi în proprietatea primăriei. Acum, dacă ar fi să mă refer la istoricul acestor terenuri și dacă considerați de interes acest lucru, aș dori să vă spun că, așa cum vedeți și în acest raport și pe slide-ul cu istoricul apelor minerale de la Sâmbu Moldova, ele au fost administrate de către Spitalul Sfântul Spiridon Iași.
De altfel, Spitalul Sfântul Spiridon Iași avea și clădiri, și vile, și feredee, și baze de tratament. Toate erau administrate de, inclusiv, hotelul Racoviță. Cerbul și celelalte. În acest, în acest raport o să vedeți și... unde-i Mihaela? Dă pe pagina cu istoria Stănicului. În raport, o să, la început este, o să vedeți ce... A, așa. Mai jos. Aici v-am citit câte aproximativ persoane și pe localități foarte detaliate, următorul slide. Aici, vedeți? Deci scrie acest medic, în acest an s-au făcut. Aici spune exact ce s-a făcut și ce bani au produs. 5.562 de băi care au adus 13.000 de lei, hidroterapie, așa, ședințe de aer comprimat, le descrie pe toate. Și aici, produsul apartamentelor și hotelurilor date în chirie. Deci reiese că Spitalul Sfântul Spiridon avea hoteluri, apartamente, avea clădirile de la Asta din Moldova. Și uitați un aspect foarte interesant, taxa de cură și muzică. Dacă raportăm asta la suma totală din cazare, reiese că aproape 30% din venit era din cură și muzică. Bine, jocul de căișori, jocul de cărți. Și ăsta era stănicul anului 1906. După naționalizare, aceste izvoare, pentru că vorbim în principal de izvoare, au trecut la întreprinderea balneoclimatică Stănic Moldova. Și întreprinderea balneoclimatică le-a modernizat între anii 1970 și 1976 s-au făcut niște prospecțiuni foarte importante. Deja avem o parte din documentele, proiectele originale din vremea respectivă și, pardon, o să le valorăm, o să le fotocopiem și o să le puteți vedea în istoria asta a izvoarelor de la Slim, care tocmai noi am pornit împreună cu domnul profesor Stoi ca să o construim, să facem, să așezăm document. Da. Ce se întâmplă? Întreprinderea balneoclimaterică a avut aceste izvoare, la întreprinderea balneoclimaterică a fost și aceste amenajări de la izvoare și captarea și sistemul de distribuire al acestor ape. Până în 76, astea au fost gata. Până în 1970 erau acele coborâri către izvoare. Izvoarele curgeau la cota aproximativă a apei și se cobora pe niște trepte și apa era luată direct din izvor, cum de altfel astăzi luăm de la 14 sau de la 15 apa. După 1989, întreprinderea balneoclimaterică Stănic Moldova s-a privatizat și a luat numele de Perla Moldovei S.A. După care au fost mai mulți acționari, nu mai intru în detalii, și Perla Moldovei a administrat și apele, având și terenurile. În 2006, în 2004, întreprinderea balneoclimaterică se hotărăște să cedeze căile de acces până la păstrăvărie primăriei. Și a făcut un act de donație și primăria a început după aceea să întrețină aceste căi de acces, dar au păstrat terenul aferente izvoarelor, mofeta, captarea, le-au păstrat la ei. După care unii dintre dumneavoastră știți, SC Flora a executat terenurile și clădirile, mofeta, stația de captare și aceste două clădiri de distribuire a apei și a început acel litigiu între Flora și Perla Moldovei. Perla Moldovei încă mai avea licența, chiar dacă intrase în insolvență, și Flora avea terenurile. Și în
vara anului 2015, au fost oprite izvoarele, fostul primar a obținut o ordonanță prezidențială și le-a pornit, dar în decembrie 2015 se întâmplă că judecătorul stabilește că Flora are voie să oprească aceste izvoare. Respectiv, din acel moment, noi am fost la îndemâna, la latitudinea voinței lui Flora, dacă le pornește, nu. Și le-am mai pornit, le-am mai oprit în fine. Astăzi sunt oprite. Sigur că ele sunt oprite, întrucât Flora a cerut o sumă foarte mare, aproximativ 7.000 de euro pe lună, în fiecare lună. Noi, primăria, nu numai că n-am avut de unde să dăm acești bani, dar nici nu aveam de ce să-i dăm. Pentru că însemna să dăm niște bani fără să avem nici licență și fără să... Ar fi trebuit să strângem acești bani de undeva și să-i dăm de Flora. Dar am făcut un pas aducând un evaluator și evaluatorul ne-a făcut o evaluare a acestor terenuri și clădiri și noi am propus să suma era 3.800, în jur de 3.800 de lei pe lună și noi am propus să îi dăm, să găsim din taxa specială de undeva, să-i dăm acești bani și să ne închirieze aceste terenuri. Ei nu au fost de acord. De fapt, adunarea creditorilor de la Flora nu a fost de acord la vremea respectivă. Și în felul acesta nu am reușit să pornim aceste 5 izvoare. La momentul acesta suntem pe drumul cel bun și închei până vă spune că în cel mai scurt timp aceste izvoare vor funcționa. Noi suntem deja pregătiți. Am avut și un incident acolo, au niște emanații de gaze. A trebuit să intrăm în aceste captări, să le curățăm. Erau înfundate, nu mai erau întreținute de mult timp. Și foarte repede, într-o formă sau alta, vom distribui această apă vizitatorilor, turiștilor, oamenilor care vin aici pentru tratament. Dar cu cine negociați acum? Cu Flora sau cu executorul? Practic, noi depunem solicitarea la firma Instant Expert, care are, care administrează la momentul acesta SC Flora. SC Flora este în reorganizare judiciară și dumnealor cer la adunarea creditorilor. Noi suntem și noi membri la adunarea creditorilor, numai că avem foarte puțin. Este o bancă care are 78% și dacă banca spune într-un fel, atunci se decide cum spune banca. Și este destul de greu pentru că suntem limitați de legislația reorganizării judiciare a insolvenței. Nu mai face ce vrea lichidatorul în această situație. Trebuie să-și urmeze programul de reorganizare. Bineînțeles că dumnealor a pus aproximativ suma respectivă în planul de reorganizare, în speranța că o să o încaseze de la noi. Dar noi nu avem de unde să dăm acești bani. Dar avem și o variantă în care vom exploata aceste izvoare neutilizând 100% din instalațiile respective. Practic, da. Ar putea exista posibilitatea ca cei de la Flora sau Instant Expert să refuze în continuare colaborarea și să nu vă permită... Legea spune că sunt obligați să ne dea accesul, sunt obligați. Dreptul de servitude, de acces către aceste terenuri. Noi, bineînțeles că o să apară această negociere de cost. Pentru că este proprietatea lui, trebuie să încaseze niște bani. Dar legea îl obligă. Așa cum nu ai voie să blochezi accesul la o sondă sau la o resursă naturală, nici la apă minerală nu poți să blochezi accesul. Ce am uitat să vă spun este că în toată această perioadă am fost susținut de către colegi parlamentarii noștri și aici sigur îi mulțumesc domnului Paller pentru acest lucru, îi mulțumesc domnului Ilie, pentru că la momentul la care am pornit, Ilie era primar de Moinești și mergeam chiar împreună de multe ori la NRM
și dumnealor au licență și după aceea am continuat și am avut un ajutor și este important să le mulțumesc și să sperăm că în continuare Stănicu va fi ajutat și va fi susținut în proiectele noastre. Aș dacă credeți, domnul primar, practic dumnealui, în cuvinte foarte puține și cu multă modestie, spune ce ar fi trebuit să se întâmple de foarte mult timp în județul Bacău. Această conferință pe care domnul primar o oferă locuitorul județului Bacău, în primul rând și în al doilea rând, încearcă să promoveze cu foarte bună credință stațiunea asta din Moldova, nu e o invenție, este ceea ce ar trebui să fie făcut orice om de bună credință și orice politician sau decident al acestui județ. Eu îl felicit pentru că împreună cu primarii de pe Valea Trotușului au găsit dialog, e prima dată după 25 de ani, indiferent de culoarea politică, toată această axă care pornește de la Ghimeș spre vărsarea Trotușului, au reușit să se adune și să poată să aibă același concept de dezvoltare. Nu va putea niciodată să Stănicul Moldova să dezvolte singur, indiferent cât de inimos ar fi domnul primar și câtă muncă de lămurire ar face, dacă tot acest angrenaj, toate comunitățile din jurul Stănicului nu trag spre aceeași direcție. Aici este meritul domniei sale, nu am venit de la această conferință nici să-i ridic mingea la fileu, nici să-l laud mai mult, dar este un exemplu de bună practică, în momentul în care ești plin de bune intenții, se poate. Și domnia s-a reușit cu toți primarii din jur. Eu mi-aș dori foarte mult ca toți decidenții din județul Bacău, mai avem și alți miniștri, mai avem la ora actuală, sunt suficienți politicieni de forță în județ, care ar trebui, dintr-un gram de patriotism local, să nu privească acest lucru pe care îl face domnul primar Baciu, ca o prezentare, un raport a reușitei domniei sale, ci încercarea disperată a unui om care dorește să repună pe hartă Stănicul Moldova în județ și Moldova. De altfel, n-aș vrea să monopolizez discuția, e meritul și locul în care domnul primar trebuie să vă spună ceea ce e de spus. Mai nou, în calitatea mea de președinte al Comisiei Comune, Senat, Cameră, UNESCO, voi iniția un proiect, există un proiect depus astăzi pentru a include în patrimoniul universal ursul din de pe Valea Trotușului, dar el a fost depus ca și patrimoniu imaterial doar pe o localitate. N-am să spun aici lucruri pentru că n-aș vrea să sensibilizez, dar acest lucru, ca să poată să se întâmple, trebuie să fie pe toată Valea Trotușului. Obiceiurile de sărbători pe care noi le vedem cu toții și sunt mediatizate, sunt știute, nu aparțin unei comunități ca atare, nici Pomăneștiului, nici Dărbăneștiului, nici Stănicului. Ele sunt specifice zonei montane de pe Valea Trotușului. Acest dosar care a fost depus o constituie o prioritate a mea ca atare de președinte, îl voi repune la Ministerul Culturii. De altfel, peste două săptămâni de zile la Paris vom avea o conferință internațională. Voi sensibiliza pe domnul Cioran, ambasadorul României la UNESCO, pentru a repune acest lucru. Practic, fiecare dintre noi trebuie să pună câte o picătură la promova și a atrage atenția că în Stănicul Moldova și județul Bacău avem obiective de promovat. Cu toți ne-am uitat și am văzut dacă în 1906 erau acele valori, erau atâți pacienți care veneau la Stănicul Moldova, astăzi când poți să te miști atât de ușor, există mobilitate, când ai posibilitatea să te promovezi, ar fi chiar mare păcat ca aceste lucruri să nu se întâmple. Felicitări, domnule primar, și în mine veți avea tot sprijinul, dar vreau să se sublinieze foarte clar. Domnia sa este elegantă, meritul îi aparține aproape în totalitate domniei sale, inclusiv în tot ceea ce face la sensibiliza opinia publică. Să dea Dumnezeu să vă țină puterile și să nu vă încurce alții, pentru că eu sunt convins că veți duce la bun sfârșit lucrul acesta, dacă nu veți fi încurcat. Da, mulțumesc frumos. Dacă mai sunt ceva întrebări pentru Izvoare... Ce presupune administrarea? Ce puteți face acolo? Puteți îmbuteria? Sigur, aici sunt două aspecte. În perioada de explorare, vă spuneam mai înainte, trebuie să facem dovada calităților și a compoziției fizico-chimice și alți parametri, debite, temperaturi, toate aceste
detalii, noi avem un program ca să câștigăm această, să primim această licență. Sigur, am depus o documentație făcută de o firmă specializată care a trecut un program de măsuri. Bineînțeles, aceste lucrări înseamnă costuri și suntem pregătiți să, să aducem acești bani ca să avem de unde să facem acest program. În același timp, noi vom putea, din perioada de explorare, să distribuim apă minerală. Nu ne oprește nimeni. Apropo de istorie, între septembrie 1905 și septembrie 1906, farmacistul Werner, exploatatorul apelor de la Asterix, scrie aici în 1906, a distribuit 38.909 de sticle de apă minerală din Slănic. Respectiv, dacă cineva dorește, un întreprinzător privat, că aici au fost marea miză a Slănicului, să ia cineva să poată vine, am pus contorul și dăm apă la cine vrea, pentru că, eu vă spun, peste 95% din apa drasă din Moldova curge la pârâu. Este apă de îmbuteliat pentru toată lumea. De făcut baie, de unii și-au făcut piscine, avem Institutul de Balneologie care deja a amenajat o secție acolo de hidroterapie și încurajăm toți întreprinzătorii să vină. Noi vom plăti, practic, în teren se pune un contor la apă și noi vom plăti redevență 4 euro pe fiecare metru cub, 1000 de litri de apă. Care este debitul? Este calculat? Da, debitul o să-l estimăm. Spre exemplu, a venit aici domnul Adrian Feru. Adrian Feru a scris o carte despre apele minerale și este ghidul apelor minerale, este cartea dumnealui. Și dumnealui spune că debitul a scăzut foarte puțin de 40 de ani de când a fost prima dată aici. Da, și ne-a spus un detaliu, ca să ajungă apa acolo la 290 de metri, spre exemplu la sonda 2, de unde vine la suprafață împinsă de gaze, de când plouă până ajunge apa acolo, poate să treacă și 100 de ani. Ia apa trece prin toate straturile, se îmbogățește cu substanțele respective și după aceea iese și bebe. Este o valoare foarte importantă a Slănicului și, bineînțeles, cercetările de geologice care s-au făcut între 70 și 76 sunt dintre cele mai importante. Au fost coordonate de inginerul Isner, un inginer de origine germană și împreună cu echipe din Europa de paleologie. A fost o perioadă de vârf, practic, a paleologiei în Europa și atunci, imaginați-vă, 6 ani de zile se mai fura puțin, se mai scoteau un pahar cu apă, îi făceau probe și până au ajuns să găsească o apă foarte bună. Și dacă sunt câteva izvoare, izvorul 1 care vin, 8-ul care vin la nivelul solului, avem și aceste izvoare și 3-ul și care sunt forate și atunci acolo o să dească făcute toate lucrările necesare. Suntem pregătiți, o să vă asigur că nu avem probleme vis-a-vis de acest lucru, sunt specialiști și eu mă bucur că am reușit să aducem aceste izvoare la primărie, pentru că de aici depinde doar de noi, de modul în care dorim să administrăm aceste izvoare. Pentru că specialiști sunt, laboratoare pentru analize sunt, nu este o problemă. Cât timp stă reautorizarea izvoarelor? Avem un plan de pentru acești 2 ani și jumătate, în planul nostru de costuri, inclusiv cu analize cu celelalte, avem 350 de mii de lei, aproximativ. Cred că 356 de mii pe acolo. Și cum stați cu finanțele, ținând cont de situația? Da, finanțele, sigur, dacă trecem la capitolul situației financiare a primăriei, situația financiară nu este bună, s-a mai îmbunătățit, am reușit să achităm 2 milioane, aproximativ 2 milioane 900 de mii de lei.
Dacă am mai avea 2.300.000, atunci am putea să deblocăm situația și să ajungem la o normalitate. Deci trebuie să facem acest lucru. Da, banii pentru aceste izvoare vor veni din taxa specială. Deja avem un succes anul acesta cu taxa specială, taxa de înfrumusețare și a stațiunii, și ne propunem ca acolo, în această taxă specială, să punem o componentă de plată pe care o să plătească fiecare turist. Anul acesta este un leu pe zi, în fiecare zi de persoană, și probabil anul am pus deja în dezbatere publică, o să fie puțin mai mult, dar nu împovărător. Și avem, pentru vizitatori, avem taxa de parcare, care este de 3 lei pe oră, nu mai mult de 10 lei pe zi. Din aceste taxe, bine gospodărite, administrate, noi vom reuși să aducem fondurile necesare și, bineînțeles, o să mai avem și contracte cu turiștii, cu hotelierii, care au pachete turistice pe casa de asigurări. Și acolo avem 3 întreprinzători și cu Institutul de Balnologie 4, care au asemenea contracte și acolo vom genera niște venituri și atunci. Suntem pregătiți pentru... practic, nu o să fim... explorarea apelor minerale nu o să fie afectată de minusul existent la primărie, dacă asta voiați să vă asigur. Vă rog. Da. Vă judecați, aveți probleme de genul ăsta cu... Da, avem niște procese pe rol. La izvoare avem cu Perla Moldovei ESA pentru calea de acces de la izvorul 15 la pe lângă păstrăvărie. Da. Este un proces pornit dinainte de a veni eu, dar încă nu s-a terminat. Și după aceea mai avem încă două terenuri. Noi avem un site cu terenurile din zona aceasta. Adică este aproape incredibil că terenurile aici, vedeți? Noi aici intrăm la aici este intrarea de la izvoare, ajungem aici, este 15, da? De la 15 pe lângă păstrăvărie, asta este terenul lui Perla Moldovei. Și noi, podul de aici este al nostru, drumul este al lor și podul următor este iar al nostru. După care vine proprietar Flora, de aici până aici este Flora, tot pe calea de acces. Ăsta e izvorul Sonda 2 pe care noi l-am câștigat la licitație și după care scările astea care urcă pe baraj, iar sunt în domeniul privat și barajul este al ATE-ului. Gândiți-vă că sunt niște anomalii care nu pot fi lăsate așa. Noi, ca prioritate, am avut această licență, pentru că, repet, această licență ne dă autoritatea legală ca să facem demersurile pentru a prelua aceste terenuri de interes pentru noi. În același timp vă spun că toată această zonă este în perimetrul sever de protecție, de mediu, și atunci orice alte activități, orice proprietar de terenuri și-ar dori să facă activități altceva decât exploatarea apelor minerale, nu este permis, pentru că aici nu ne jucăm. Vă spuneam cât de important este să protejăm solul, pentru că din sol pleacă aceste ape și ajung acolo unde se întorc la noi cu bogate componente în astea pentru sănătatea omului. Dar mofeta, care e cea mai mare din urmă, mi-a întrebat. Da. Mofeta. Și de ce? Privată, nu? Tocmai... de vânzare, scrie pe seama. De vânzare. Ea n-a fost scoasă niciodată la licitație până acum. Acolo este de vânzare, a scris întreprinzătorul. Da. Nu-i dau numele neapărat, a scris că este de vânzare. Mofeta a fost, când am discutat cu Institutul de Balneologie și cu ANRMO, gazul mofetic și izvorul 3 sunt la dumneavoastră, respectiv. Primăria nu o să-și propună să facă servicii de sănătate la Sălim Moldova. Și atunci, mofeta îi stă bine institutului, dacă vrea și altcineva să facă mofetă, se poate face. Pentru că mofeta se poate face și acolo unde este. Acolo e o instalație, când iese izvorul 3, iese cu gazul ăsta mofetic și gazul este separat și dus în mofetă. Dar mofetă se poate face și
luând acel gaz și ducându-l în altă parte. Nu este, nu este exclus, da, nu trebuie neapărat să fie acolo. Da. Mofeta este la Institutul de Balneologie. De fapt, dacă vorbim de două aspecte, gazul mofetic este la Institutul de Balneologie, clădirea mofetei este la Flora. Și astăzi două clădiri mai lăsați fără gaz. Clădirea de mai la vale este depozitul de ape, este captarea noastră, cum le spune. De fapt, clădirea, acolo sunt 5 rezervoare aferente celor 5 izvoare. Și mecanismul prin care vine apa acolo, pentru că apa este undeva jos. Spre exemplu, izvorul 1 bis și 10 sunt pe terenul nostru, pe calea de acces, dacă vreți o să mergem să și vedem acest lucru. Și izvorul 1 și 8 sunt, accesul se face pe acolo în stânga la Flora, este chiar aici, chiar aici, lângă, în colțul ăsta, cum trece podul la izvoare, imediat aici este acel beci, dar de la 70 de centimetri cota pământului în jos este resursa statului român, respectiv acum este în administrarea noastră și o să foarte repede o să facem ce trebuie. Ce se întâmpla cu această clădire? Acolo a apăsat pe un buton, trimitea niște dioxid de carbon, care presiunea lui aducea apa în rezervor. Și după aceea cădea gravitațional la aceste izide, la aceste butoane. Practic, ăsta poate fi utilizat, acum noi ne dorim să folosim, dacă găsim înțelegere, dacă nu avem alternativă să ne creăm o distribuție a noastră, pentru că asta este situația. Și dumnealor să... Dar acolo se trase cablurile deja sute. Așa este. Așa este. În același timp, ce nu s-a ținut cont? În momentul în care s-a pierdut licența de către Perla Moldovei S.A., era obligată, conform legii minei, să predea toate instalațiile și clădirile aferente acestei licențe statului român. Respectiv, la momentul acesta, suntem într-o situație în care constatăm că toate aceste conducte, toate aceste amenajări aparțin statului român, dar ele nu au fost predate. Și bine, sunt și aspecte juridice care vor genera de acum încolo niște corespondențe. ANRM-ul deja și-a propus să vină să le inventarieze. Între timp s-a trezit Perla Moldovei că le are în inventar, dar nu le are în inventar. Sunt niște lucruri pe care, sigur, le vom analiza și vom lua cele mai bune măsuri. Dar vreau doar să vă asigur că nu suntem dependenți de instalațiile vechi. Ne dorim să apa să curgă unde a curs la butonul respectiv, dar nu, dacă nu găsim o înțelegere și un raport bun de cost, atunci avem alternative pentru acest lucru. De când mai funcționează mofeta? Mofeta, din câte știu eu, de 3 ani. Poate mai bine. Poate mai bine, dar Institutul de Balneologie a vrut să o pornească. Am avut o discuție după ce am ajuns eu la primărie și nu au găsit înțelegere la, adică nu s-au înțeles pe bani. Practic, acest privat vrea să-și salveze pielea strângând bani de la cetățeni, de la vizitatori, de la turiști, ceea ce nu este pentru noi este, nu este de acceptat. Da. Dacă mai sunt ceva întrebări, domnul, bine ați venit, cu respect. Da. S-a făcut o analiză comparată undeva cu un studiu care e diferența dintre calitatea apei de la izvor din Slăriu față de cea din Covasna sau alte părți? Bun, studiile dinainte de 89. Vreau să vă spun cu tristețe că după 89 nu s-au mai făcut analize la izvoarele. Institutul ăsta de Balneologie există? Face ceva? Există și este singurul care acreditează și certifică calitatea apelor. Și o să ajungem la dumneavoastră să ne le certifice și pe ale noastre. Și da, asta este. Noi suntem într-o relație de comunicare. Nu avem ce să... Faptul că ne-am contra puțin atunci când s-a pus problema licenței, nu înseamnă că astăzi suntem... Ei își fac documentația. Apropo, Institutul încă nu a reușit să finalizeze documentația.
am avut întreprinzători de la Seri Moldova care au vrut ca această licență să urmă institut. Da? Gândiți-vă că astăzi noi avem deja licența și ei nu și-au terminat documentația. Adică ne-am mișcat cât se poate de repede. Domnul primar, scuze, vă rog, la amintire, că cred dacă am întârziat asta. Nu e problemă. Dar vă să mă întreb ceva de la altă lege, să zic așa. Cum stați cu referendumul sau ce era ăla pentru demiterea dumneavoastră? E o poveste a rămas actuală sau e... Nu e dânsul său. Eu vă spun că nu m-am născut primar de Slănic și sper să nu mor primar de Slănic. Dar referendumul a fost o așa aruncată pe piață. Eu, nu știu, nici nu mă interesează. Dar dacă cetățenii majoritari vor să suspende primarul, este dreptul lor, este o acțiune democratică pe care nu putem noi. Nici nu este corect ca eu să opresc o acțiune democratică, o acțiune corectă. În schimb, vă spun cu tristețe că oamenii care au pornit acest demers n-au făcut decât să facă dovada că vor să frâneze practic dezvoltarea localității noastre și cu această ocazie au și denigrat, știți foarte bine și când am fost în emisiune, dar sper ca la momentul ăsta să fii convins că noi suntem de bună intenție și așa cum am spus de mai multe ori, Slănic Moldova la momentul acesta are mai puțin de 51% din impozitul care l-au celelalte primării. Târgu Ocna are 1,3, Slănic Moldova are 0,6. Cum poate un întreprinzător din Slănic să spună că primăria Slănic Moldova nu face relaxare fiscală? Te rog să dai slide-ul cu minimisumia. Când noi avem impozit mai puțin de jumătate decât celelalte primării. Sigur că noi am găsit 0,2, am dus la 0,6, anul acesta am pus la dezbatere 1,2, 1,3. Da, venim cu o compensație, vedeți? Deci, o să fim prima localitate din județul Bacău care acordă ajutorul de minimis pentru investitori care investesc mai mult de 200.000 de euro. Și, spre exemplu, hotelul Perla, care tocmai este pus în funcție, va avea, aici avem un calcul exact făcut pe valoarea lor, da? Deci, dacă dumnealor o să aplice, vor primi 43% reducere la impozit în primii 2 ani. Noi am spus până la 5 ani, deocamdată ne propunem 2 ani, dar dacă vine un investitor mare, recent s-a cumpărat hotelul Racoviță. Este normal ca noi să încurajăm aceste investiții și le vom încuraja în acest fel. Vom aproba în Consiliul Local foarte repede, în luna noiembrie, acest ajutor de minimis și îl vom acorda la toți investitorii care vin să își pună bani aici și să dezvoltăm localitatea noastră. Domnul primar e prea ilegal. A spus cu cuvintele dânsului de fiind diplomat cu patriotism local să nu deranjeze pe nimeni. Ceea ce se întâmplă cu acest referendum este culmea ipocriziei. 25 de ani în care această stațiune a fost făcută feudă personală a unor personaje care astăzi nu se găsesc justificări. Un avocat foarte bun sau un jurist foarte bun îi trebuie foarte mult timp să stea să descălcească ceea ce ne-a arătat domnul primar aici pe aceste slide-uri și când cineva vrea să facă un lucru foarte bun, trebuie să dispară. Nu numai este din Moldova, ci sunt foarte multe localități din Bacău și din România, trăim această dramă în care cei care au fost și au avut aceste, scuzați termenul, au folosit multe obiective ca vași de mulți, astăzi și-ar dori foarte mult ca să fie curte, de lumea s-a mai trezit, s-a mai deșteptat. Eu nu cred că locuitorii din Slănic Moldova mai pleacă după astfel de idei năstrușnice. Din păcate, unii nu înțeleg că viața merge înainte și că mai trebuie să mai și trăim, mai trebuie să ne dezvoltăm și că ne aparțin aceste lucruri locuitorilor din județul Bacău și multe și românilor. Dacă mai permiteți o întrebare. Da, vă rog. Domnule Pală, nu predezunează, dar asta e altă problemă. Eu cred că se poate întâmpla și așa, dat fiind faptul că, până la urmă, Slănicul nu are 50.000 de locuitori, deci e posibil orice. Dar se poziționează că e un capitol închis. Tot din perspectiva asta, cumva, cum s-a născut datoria moștenită. Tot vorbim, ne place, ne place, totuși datoria istoriei, care, la un moment dat, ar fi avut ca și consecință, nu știu dacă ați înlăturat-o,
falimentul în diminele și în propriu spus că una poate să ajungă în stare de faliment ca o unitate tribunului. Nu, insolvență. Insolvență. Primările nu cred că o să ajungă niciuna la faliment, ajung la insolvență și se redresează în timp. Avem, spre exemplu, primăria Ardeoan la momentul acesta, da, în situația respectivă. Da, noi am evitat acest lucru, am restructurat, am făcut economii. Vă spuneam mai înainte că am reușit să plătim 2.900.000 de RON. 2.900.000 de RON, așa să aveți o idee, este aproximativ bugetul nostru pe un an din venituri proprii. Adică am adus locuri de muncă aici. Încurajăm întreprinzătorii din Stănic să-și aducă sediile firmelor la Stănic Moldova, pentru că, din păcate, mai avem încă întreprinzători care își desfășoară aici afacerea, dar sediile firmelor sunt pe la Moinești, pe la Dărmănești, pe la Târgu Ocna, pe la Bacău. Și, bineînțeles că nu suntem de acord cu acest lucru. Și o parte din nemulțumire vine și de aici. Dar ușor, ușor o să-i convingem, pentru că nu este corect să îți faci afacerea aici și cota defalcată din impozite și din celelalte să ducă în altă parte. Și asta este o problemă. Suntem încă pe amiabil, adică pe partea asta de convingere, de argumentare logică, dar o să ajungem și la partea de constrângere. Despre buget, sigur, zilnic ne facem calcule și încercăm să ieșim din asta. Ba mai mult, în această perioadă am reușit să punem două proiecte mari. Două proiecte pentru atrageri de fonduri europene. Un proiect este pe POCU, Startup Plus, depus în octombrie anul trecut și care vizează crearea 75 de micro-întreprinderi. În principal ne gândim la pietrar, la lemnari. Știți foarte bine, piatra este o resursă locală renumită. Avem și pietrar, avem oameni aici și vrem să-i încurajăm să-și facă întreprinderi individuale și piatra să capete un aspect din ăsta de legalitate. Din fericire, piatra nu-i ca lemnul, că dacă l-ai tăiat mai trebuie să treacă 80 de ani, 100 de ani să crească. Avem piatră, slavă Domnului. Și acum încurajăm Asociația Pietrarilor și vom face foarte repede, vom lua un permis temporar de exploatare a pietrei, în așa fel încât aceste două proiecte, la un loc, să aducă un plus cetățenilor de data asta de pe Valea Stănicului, pentru că Stănicul este această localitate unică în care trebuie să vorbim separat de stațiune și separat de locuitor. Până acum, ele nu au fost abordate separat și vă spun cu mare tristețe că toate resturile din coșurile de gunoi de aici, de la primărie și până la camping, până anul acesta, au fost date la groapa de gunoi pe cheltuiala cetățenilor din Stănic Moldova. Anul acesta am adus această taxă specială și reușim din acești bani să învățăm Stănicul, să-l înfrumusețăm și dacă nu reușim, o să mai creștem puțin, tocmai ca să încercăm să ne închidem cu aceste costuri. Mai fac o precizare despre venituri. Avem un plan de buget pentru un proiect de buget pentru anul viitor și eu sper ca mai iunie anul viitor să fie momentul la care vom achita toate datoriile, mai puțin obligațiile aferente bazinului de not, casei de cultură, alte obligații generate de fosta administrație, pe care nu o să le putem achita foarte repede, pentru că nu avem de unde să le achităm. Facem proiecte, în schimb, pentru ele, să știm cât o să ne coste și încercăm să găsim culoare de finanțare. Despre al doilea proiect, aș vrea să vă spun, l-am depus pe data de 19 octombrie, recent, pe 20 s-a închis axa de finanțare pe 7.1. Am reușit pe 19 să punem proiectul, să-l urcăm pe MySmith și acest proiect include modernizarea străzilor din Stănic Moldova, strada Vasile Alexandri, Mihai Eminescu, Creangă și practic, în afară de Dobru, toate străzile și include și, vă spuneam, parcarea de la baraj. O să amenajăm acolo foarte frumos, în așa fel încât acest circuit de ape minerale să fie terenul de sport în parc, o să fie locul de joacă pentru copii, o să fie extins și modernizat, cu toate componente moderne din asta, de elemente de joacă moderne și în parc. Avem alei, avem
piste de role, avem prins acolo mai multe facilități pentru turiști și sperăm ca acest proiect să treacă și foarte repede să beneficiem de el. Mai avem un proiect cu parcarea etajată, ați aflat poate din presă despre această parcare, pentru că unii întreprinzători sunt de acord, avem aici niște păreri diferite, dar noi ne dorim această parcare, în principal pentru a ocupa acest teren al Valora, dar și pentru a construi pe terasa de sus, vă spuneam mai înainte, un spațiu de teatru de vară, o zonă din asta de promenadă a Stănicului, unde să desfășurăm evenimente. Eventual să aducem un patinoar pe perioada de iarnă, pe perioada de vară să fie o piațetă unde să se poată desfășura anumite evenimente și, sigur, foișorul de muzică din parc va fi modernizat și acolo vom reface această tradiție. Ați văzut acolo în taxa de 1906, spunea taxa de cură și muzică. Atunci fanfara cânta, dar cineva plătea. Asta este. Și unii casa și da, noi trebuie să ne învățăm. Dumneavoastră vi se pare că e mult ca un turist care vine de la Galați, de unde vine, de la Bacău chiar, da? Vine la Sălnic-Moldova, beneficiază de toate astea, de muzică, de frumusețea parcului, ia apă minerale și pleacă. Doamne, trebuie să dea 3 lei pe oră, este un minim de respect, maxim 10 lei pe zi. Adică, gândiți-vă că sunt, și vă dau cazuri concrete, vin, deschid portbagajul, chiftele vin, totul fac un chef, lasă gunoaie în coșul nostru de gunoi și pleacă acasă. Noi nu putem să luăm bani de la cetățenii noștri și să facem această aplicare. Și atunci, ospitalitatea e ospitalitatea, dar da, totuși... Nu, la modul cel mai sincer. Și nici nu e corect să creăm o presiune pe turiști, pe cei care dorm aici, să luăm bani mai mulți de la turiștii care mai lasă și la hotel și mănâncă aici, să luăm bani mai mulți ca să compensăm acest deranj. Vă spun la mobilitate, pentru că avem și un proiect pe mobilitate, am monitorizat o firmă într-un weekend, de joi până duminică, au fost 6.000, peste 6.500 de mașini care au venit la Sălnic-Moldova. Noi dacă reușim să luăm 3 lei, dar vă spun că majoritatea stau mai mult de o oră, deci ar fi de 10 lei, gândiți-vă ce resurs ar fi pentru stațiunea noastră, numai acești vizitatori. Și dacă unii comentează că Baciu pune taxe de parcare, eu am argumentat-o, și dacă dumneavoastră aveți o părere alta decât că acel om care pleacă cu 2 bidoane de 5 litri de apă minerală de la Stănic, care vine și se bucură de asta, care vine și ascultă muzică în parc, care vine cu copilul lui și se joacă în parc, dacă să dea 10 lei de mașină, că stă o zi aici, este mult, înseamnă că o să o reducem, găsim soluții. Dar vă spun că este un minim de respect pentru ceea ce primești. Nu este vorba de parcare într-un municipiu sau într-un oraș, că mulți au comparat că dacă la Bacău este jumătate din prețul de la Stănic. Da, dar acolo el parchează și atâta. Pe zi mai mult. Pe zi s-ar putea să... Da, pe oră. 14 lei. Nu. Eu am argumentat întotdeauna decizia și, bineînțeles, Consiliul Local. Nu am făcut prezentări, este vorba de domnul viceprimar care prezintă aici șeful practic al consilierilor noștri și Georgiana Teodorescu, artista noastră renumită în toată lumea și sigur o să rog și pe ea să ne spună câteva cuvinte, dar după ce, dacă mai aveți întrebări. Vă spuneam de aceste două proiecte și mai avem și alte proiecte. Vrem să aducem pe mobilitate autobuze electrice, să încercăm să limităm accesul în amonte de stațiune și lumea să meargă cu biciclete, cu autobuzul electric și să limităm poluarea, să păstrăm zona cât se poate de curată. Și apropo de ce spunea domnul deputat, am și participat la prima întrunire a asociației MOMPESA, Munte Petrol Apăsare. Este o asociație constituită pe bazin de trotuș. Are 5 județe ca suprafață,
trei regiuni de dezvoltare și țintim să abordăm problematica dezvoltării zonei din mai multe direcții. În afară de turism și flexibilizarea facilităților turistice, țintim economia circulară, pentru că economia circulară poate să fie o salvare economică a zonei noastre. Avem resurse, avem potențial, numai trebuie să credem în el. Inclusiv doctorul spune aici de unde să luau roșiile și verdețurile și scrie că dacă s-ar face aici niște culturi, atunci ar putea să consume legumele, fructele și celălalt. Ați văzut că avem multe activități, nu le-am enumerat, dar avem un proiect, o să le găsiți în mapă. Anul acesta avem peste 30, anul care vine, peste 30 de activități, 14 dintre ele, cred, sunt puse deja pe acest flyer, dar încercăm să generăm cât mai multe evenimente pentru ca Sălicul să devină atractiv pentru turiști, pentru vizitatori. Mai avem pentru întreprinzătorii noștri, am făcut evenimentul cu răvășitul oilor, renumitul răvășit al oilor. Vă spun cu sinceritate, am fost foarte bucuros. Duminica, a doua zi de eveniment, la ora a doua, întreprinzătorii noștri nu mai aveau ce vinde și au vândut toate produsele. Și pentru mine a fost o mare bucurie că și-a atins scopul și vom face, pe an ce trece, din ce în ce mai multe evenimente. În același timp, am făcut demersuri pentru preluarea drumului care duce spre Mănăstirea Bolovan, pentru că acum este la OMV Petrom, proprietatea OMV Petrom. Și imediat ce vom intra în posesia lui, împreună cu Eduz, vom pune un proiect și vom face legătura între drumul european și Sălic Moldova pe acolo. Cu această ocazie, valorăm și terenurile din dreapta, din stânga, încurajăm întreprinzătorii să vină, să-și facă aici case rezidențiale. Acolo sunt, dacă vrea cineva să facă un centru de pregătire sportivă și olimpică sau altceva, sunt zeci de hectare de teren. Și, bineînțeles, varianta din strategia care am găsit-o noi, nu știu dacă v-am spus, dar am refăcut strategia de dezvoltare a localității și am adus practic niște elemente noi. Și unul din elemente este acesta. În vechea viziune era ca tranzitul, drumul, legătura să fie pe la camping 15 km prin pădure. Dacă s-ar fi făcut asta odată, că era dublu ca distanță, dar trecea numai prin pădure și nu puteai să construiești nimic lângă drum. Ar fi însemnat să mergi 15 km până la Poiana Sărată, numai prin pădure. Pe varianta noastră, acest drum va ajuta turiștii pentru mănăstire, turiștii pentru ferma turistică, pentru agroturism și, bineînțeles, va fi și mai puțin perturbat traficul din stațiune. Nu o să fie un tranzit. Practic, dacă punem proiectul pe mobilitate și reușim să facem niște parcări în aval, atunci cu autobuzul electric ce putem să ducem. Și autobuzul electric o să fie important pentru pensiune. Gândiți-vă că de la pensiunea Montana, de la pensiunea Edi, sunt 6 km până la camping. Omul ăla pornește mașina, vine până aici, ne ocupă locul de parcare, poluează localitatea, pe când noi ne dorim să-și lase mașina acolo, să urce în autobuz frumos, să vină, să coboare la ce stație dorește și să se întoarcă, să consume, să se întoarcă la locul lui de cazare. Astea sunt în mare proiectele pe care noi le-am abordat și, bineînțeles, este vorba de ecoturism. Avem și două arii protejate, aici două, pe lângă situl Natura 2000, avem și tuful de falcău și calcarele de lidotan, pe care încercăm să le valorăm și asta este iar o țintă. Și pentru localitate încercăm cu apa, cu canalizarea, cu infrastructura, lucruri foarte grele la momentul acesta, pentru că vă spun, nu am găsit cadastrate, terenul, străzi. Am muncit 8 luni de zile să reușim să cadastrăm aceste. Nu poți să pui un proiect dacă nu ești proprietarul terenului. Și asta a fost prioritatea. Nu poți peste noapte să faci toate lucrurile și în condițiile în care ai buzunarele goale. Este de înțeles. Dar eu sunt foarte
bucuros că am reușit aceste lucruri. Sper ca din aceste proiecte să se iasă toate, este speranța noastră, dar da, e o competiție și sperăm să o câștigăm. În același timp ne întâlnim la Asociația Stațiunilor Balneare din România, unde sunt și vicepreședinte, și punem probleme de dezvoltare turistică și vom participa și la târgul din noiembrie. O să avem Asociația Stațiunilor Balneare, o să aibă un stand separat. Vom fi prezenți și la Asociația Stațiunilor Balneare și o să fim prezenți și la standul județului Bacău. Cu ocazia asta mulțumesc Direcției pentru Promovarea Turismului că ne primește acolo și încercăm cu toții să facem Bacăul, să refacem Bacăul atractiv din perspectiva turismului. Dar acel dat, dați amendă sau nu? Da, nu am dat nicio amendă. Eu când vin întâi acolo mă uit. La Cerdac nu putem să dăm amendă decât pe mediu. Dar am pus, anul acesta avem dublat impostul pe construcții și terenuri fără GIMTE. Da. Și anul 2000, acum am pus în dezbatere publică, va fi 500% maximum cât ne permite legea. Este un mod de constrângere. Și sperăm să vină investitori. Știți foarte bine că clădirea este la o întreprindere de stat, la o firmă a statului român și regulile prin care ea s-ar vinde și așa mai departe sunt foarte restrictive. Și din această cauză, deocamdată nu este atractivă clădirea, dar sper foarte repede să vină un investitor să o ia și să scăpăm de această problemă. Nu v-am spus de regulamentul de condomeniu. Încercăm să facem un regulament de condomeniu. Avem o problemă a stănicului, mă refer la apartamente. Majoritatea apartamentelor din localitatea noastră au alți proprietari decât stănice. Din această cauză, ei vin sporadic, de câteva ori pe an, și nu avem asociații de proprietari. Neavând asociații de proprietari, nu putem să punem pe eficiență energetică sau pe alte culoare de finanțare, să atragem resurse, să ne modernizăm. Și atunci vom face un regulament de condomeniu în care vom reglementa aceste lucruri. Vizăm estetica clădirilor, funcționalitatea lor, dar vizăm și turismul sporadic. Adică acești oameni vin, își folosesc apartamentele, dar ei la un moment dat sunt turiștii noștri. Și ar trebui și ei să intre într-un regulament și să reglementăm cum vor proceda ei. Când vin, cum vom face. E foarte multă muncă. În schimb, anul acesta, pentru prima dată, avem veniturile defalcate. Vom ști la sfârșitul anului cât ne costă preluarea gunoiului din coșurile comune, cât ne costă întreținerea parcurilor, întreținerea parcărilor și așa mai departe, ca o bază de argumentare pentru anul viitor, pentru impozite și taxe. Este corect ca acești vizitatori, acești turiști ai noștri să lase și ei contravaloarea cheltuielii salubrizării orașului, stațiunii. A orașului. Dar noi ne propunem să abordăm aceste, vă spuneam, localitatea Stănic Moldova și stațiunea Stănic Moldova ca două entități cu viziuni diferite. Stațiunea ar trebui să genereze venituri pentru localitate, nu localitatea să plătească din banii lor, să plătească gunoaile din stațiune, ca să fiu mai direct așa. Da, se mai defișează de sus? Da, se defișează, este un aspect negativ. Din păcate... Alterează totuși. Da, avem... influență chiar asupra invoarelor. 10.000 de metri cubi s-au exploatat, avem composesoratele fraților noștri de peste munte și am fost la dumnealor acasă și biserica și ocolul de stat. Se exploatează legal. Asta este răspunsul. Noi o să încercăm să limităm accesul mașinilor de tonaj prin localitate. Din păcate este drum național și nu avem noi autoritatea necesară, dar cel puțin ca timp, ca durată. Adică nu este corect ca sâmbătă, duminica, noaptea, când turiștii se odihnesc, să curăie mașinile la deal și la valie cu bușteni. Și atunci, măcar acest lucru o să-l facem. Și avem și o restricție de tonaj pe drumurile noastre. Nu restricție, o taxă. O taxă. Nu putem interzice
accesul mașinilor de Bușteni, dar taxa funcționează și o să o facem și mai mare ca să descurajăm cumva acest lucru. Este un fapt la care nu putem noi, OATU, decât să facem adrese la ITRSB și avem adrese, să facem adrese la Don Silva, avem întâlnire, avem o colaborare bună și cu Ocolul de Stat și cu Ocolul Bisericesc. Nu, la momentul acesta nu sunt probleme și, ce să vă spun, încercăm să convingem mai mult decât să constrângem să se facă o exploatare rațională. Că Stănicul are acest avantaj, nu știu dacă știți, Stănic Moldova, ca localitate, este trasată pe culmea dealurilor înconjurătoare. Respectiv, pe noi nu ne poluează nimeni. Noi ne putem polua pe noi doar. Așa este harta noastră. Toată apa de pe creastă vine în bazinul Stănic și se adună în apa Stănicului. Da, dacă mai sunt ceva întrebări. Vă gândiți la un proiect pentru a reface drumul, calea de acces spre Slănic, pentru că, din păcate, ultimele inundații au fost așa cum au fost și au făcut ce au făcut. Da, aici suntem dependenți de drumurile naționale, de CNAIR. Avem, deja, Dunărul a făcut câteva acțiuni de au mai schimbat niște balustrade, acum mai refac drumul. Avem o promisiune, chiar luna aceasta se va asfalta o porțiune de aici, de la Izvorul Sfântul Spiridon până la Chemin. Nu toată, dar pe unde sunt probleme. Ce să vă spun, sunt și dumneavoastră limitați de bugete. Eu am fost de foarte multe ori și la Iași, și la București, la Minister. Încercăm să îi conștientizăm, să le explicăm că Stănic Moldova depinde de două entități. Apele Române și drumurile naționale. Avem 18 km de drum național care se bat de localitatea și Apele Române cu diguri, cu poduri, cu toate celelalte. Dacă aceste două organisme nu-și fac datoria, noi nu avem, chiar să avem astăzi resurse financiare, nu putem să intervenim asupra lor. Și pentru că am vorbit despre evenimente, cunoscut eveniment de anul acesta a fost în context și am invitat-o pe Georgiana să ne spună câteva vorbe despre eveniment și despre perspectivele propuse de Georgiana. Vreau să o întreb. Da, și vă rog să o mai lăsăm și pe ea să ne spună câteva vorbe, că eu am vorbit cam mult. Vă mulțumesc, domnul primar. Mă bucur că am fost acasă cu ocazia acestei conferințe. Și mă bucur că domnul primar m-a invitat să vorbesc despre acest proiect, pentru că cu trăierul în lumea largă am înțeles că teritorii se pot dezvolta prin economie creativă. Am conceput programul acesta, este un proiect inspirat dintr-un proiect realizat în India de către niște artiști indieni, pe o perioadă de 12 ani, într-un sat de 10.000 de locuitori în nordul Indiei, au dus peste 250 de artiști internaționali să lucreze cu comunitatea locală și cu materialele din zonă. Practic, ideea de bază am preluat-o și eu și am venit cu ea la Slănic, pentru că am înțeles ce valoros este locul ăsta, ce resurse avem, ce frumusețe naturală. Lumea largă trebuie să înțeleagă că și România are astfel de locuri. Și noi trebuie să învățăm să redescoperim și să apreciem din nou lucrurile pe care le luăm pur și simplu ca normale. Ele nu sunt normale într-o lume în care țări, continente suferă de poluare, suferă de lipsa apei și așa mai departe. Astfel ne propunem să aducem în fiecare an artiști din țări diferite, în fiecare an altă țară, țări cu culturi foarte diferite de România, astfel încât să facilităm un schimb de experiență. Ideea de bază e că noi invităm acești artiști să vină la Slănic, să lucrăm cu comunitatea și cu materialele din zonă, asigurăm tot ce înseamnă logistică, materiale, transport, cazare, masă și așa mai departe, cu condiția ca ei să se implice în comunitate și să lase cel puțin o lucrare pentru patrimoniul orașului, astfel încât pe termen lung să putem crea o colecție permanentă de artă contemporană pentru Slănic. Și sperăm, visul cel mai îndrăzneț este ca la un moment dat să putem să creăm un centru cultural de arte contemporană pentru zona Moldovei, pentru că așa ceva nu există și
toate celelalte regiuni din țară au, Vestul, Clujul, Bucureștiul, sunt centre puternice de artă contemporană care sunt conectate la lumea internațională. Anul acesta am avut, trebuie să vă spun că tema rezidenței este legătura omului cu natura, pentru că asta avem noi aici. Fiecare an va avea o temă anume. Tema avută în prima ediție, în care am invitat artiști brazilieni, a fost, s-a numit Sursa și a fost o celebrare a apelor minerale despre care domnul primar a vorbit astăzi și am hotărât să încercăm să încurajăm comunitatea să se reconecteze cu natura. Anul viitor vom aduce artiști indieni, tema se va numi Sub cerul liber, vom face niște acțiuni puțin neobișnuite, vom invita comunitatea și artiștii și oricine dorește să se alăture, turiștii și așa mai departe, să doarmă sub cerul liber, să intre în contact direct cu natura. Anul acesta am lucrat, spre bucuria noastră, proiectul a luat o amploare mai mare decât ne așteptam. Am lucrat cu 10 tone de piatră și 4 tone de sare. Lucrările se pot vedea în stațiune. Dacă intrați pe site-ul nostru www.incontext.art, veți vedea detalierea tuturor participanților și a lucrărilor realizate. În prima ediție am avut, deși noi i-am rugat să ne lase câte o lucrare de participant, am avut 6 artiști brazilieni. La final am realizat o serie de 15 lucrări, ceea ce a fost un rezultat extraordinar. Și aș vrea, dacă îmi permiteți, să vă citesc un testimonial a unuia dintre artiști, care mi se pare mie extrem de relevant pentru ce s-a întâmplat și pentru potențialul proiectului pe termen lung. Felipe Moraes este doctorand la Universitatea din Coimbra, din Portugalia, și a participat pentru o lună să trăim anul acesta la Slănic și la 2 luni după ce s-a încheiat proiectul, mi-a dat acest testimonial. În context, Sănic Moldova a avut o experiență puternică și o surpriză de proporții care s-a întâmplat în viața mea și pe care o prețuiesc în multe feluri. Pentru prieteniile pe care le-am legat, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru munca pe care am depus-o și schimbările adânci impresionante pe care le-am putut vedea întâmplându-se în relaționarea orașului și a regiunii cu noi artiștii. Ca în orice altă rezidență de artă, un participant se așteaptă să vină în contact cu referințe noi, pe baza cărora se dezvoltă lucrări, idei, tehnici noi. În cazul meu, în context, a dus asta la alt nivel. De la început am fost provocat să gândim măreți, să creăm lucrări de dimensiuni mari, atât ca și concept, cât și fizic. Este copleșitor să privesc înapoi la toate realizările pe care toți artiștii participanți le-au făcut în doar 4 săptămâni. A fost mult efort depus din partea organizatorilor, a primăriei și a artiștilor pentru a face ambițioasele proiecte posibile și pentru noi este greu de crezut că s-ar putea realiza în Slănic atât de mult. Mi este clar acum că s-a întâmplat datorită empatiei și visului colectiv de a face lucruri care să dureze împreună cu comunitatea și pentru comunitate. Totul a fost posibil datorită abilității de a visa unei echipe cu viziune care a înțeles puterea pe care arta o poate avea în procesul de recreere a comunității. În context a creat pentru 6 artiști rara posibilitate de a ieși din izolarea și individualismul pe care o are astăzi lumea artei și i-a pus în mijlocul unei comunități mici, pline de afecțiune și însetată de schimbare, care i-a îmbrățișat în sânul ei pe fiecare în parte cu iubire și entuziasm. Slănic este un loc magic și nu doar pentru frumoasele păduri, munți, apă proaspătă și arhitectură, ci datorită oamenilor și a viselor în care nu au încetat să creadă. Slănic Moldova și magia creată de un context în acest loc retras în munci este o amintire dragă pe care o voi purta cu mine oriunde ajung pentru totdeauna. Și a chelui toate minutele. Poftim? M-a trimis pe SMS. Da, public pe site toate testimonialele participanților și dacă intrați acolo, vedeți testimoniale și ale copiilor care au intrat în contact, copii din zona. Am invitat 5 școli la o acțiune într-una din zile, s-a numit O zi pentru viitor. 5 școli din regiune care au adus copiii de clasele a 7-a și a 8-a să intre în contact cu artiștii brazilieni și vedeți și testimonialele lor pe platformele noastre media și de social media și
Și se poate înțelege amploarea pe care a luat-o proiectul la nivel social și educațional. Cred că tinerii noștri merită să spere, merită să viseze și să înțeleagă că creativitatea e la fel de importantă ca inteligența. Și cred că trebuie să-i încurajăm în sensul ăsta și mulțumesc domnului primar, mă bucur că am reușit să am găsit așa deschidere la Slănic pentru acest proiect, pentru că știu sigur că are un potențial enorm pe termen lung. Am avut invitat și un curator brazilian care este directorul cartierului creativ din Rio de Janeiro și care este expert pe economie creativă, pe dezvoltare economică prin economie creativă, dezvoltare teritorială prin economie creativă. Și a ținut o conferință la Casino în cadrul programului, care, după părerea mea, ar fi fost grozavă de ascultat de către toți oamenii care au un cuvânt de spus în România, pentru că a dat 4 exemple de studii de caz, de regiuni rurale sau junglă, sau care s-au dezvoltat prin viziunea unui om care a construit un centru cultural și care a ajutat sate întregi din zonă să lucreze pentru acest proiect și practic s-a dezvoltat întreaga zonă prin design și prin artă. Se poate și putem să facem și noi asta, avem tot ce ne trebuie, avem materiale, avem un loc minunat pe care îl putem arăta luminar și propun să fac asta pe termen lung, la nesfârșit, cât o să fiu viață, nu știu, sper să și reușesc. Cu bucurie spun că în urma primei ediții tocmai ce am primit confirmarea susținerii atât din partea unor instituții de stat cât și din partea unor investitori privați ediției următoare, pe care sperăm să o creștem, să adăugăm și evenimente de muzică și să aducem tineri frumoși și creativi la Slănic să se bucure de ce avem noi aici și să se inspire unii pe alții. Da, eu aș mai adăuga, mulțumesc Georgiana, aș mai adăuga că toate evenimentele de anul acesta s-au făcut cu ajutorul, cu bunăvoința sponsorilor. Practic primăria nu a pus, am pus în total 1500 de lei la eroi atunci pentru copiii care s-au dus acolo, le-am oferit ceva. Am găsit și vom găsi susținere în continuare în afară, în afara Slănicului, practic. Avem și întreprinzătorii noștri care au susținut câteva evenimente, dar în majoritate banii au venit din donații, special pentru evenimente și avem promisiune și pentru anul viitor. Și aș vrea să mai amintesc de faptul că a fost Alexandra Nechita aici și dumneavoastră ați venit, ați filmat și poate știți că am invitat-o să fie cetățean de onoare a localității noastre. A acceptat și la anul, cu ocazia unui eveniment pe care o să vi-l comunicăm din timp, o să se întâmple acest lucru. Deja sunt mai multe evenimente de artă la Slănic Moldova. Georgiana a recent, acum o săptămână, a încheiat un eveniment împreună cu artiști internaționali și la anul o să se repete. Și mă încurajez. Aș vrea să încheiem pe tonul acesta de solidaritate și în același timp de conștientizare că împreună vom reuși mai mult și nu ratez ocazia să invit toți participanții la această conferință de presă să fie și dumneavoastră donatori ai noștri și să transmită mai departe că Slănicul este al nostru și izvoarele sunt și ale tale, precum vedeți pe aceste materiale de promovare. Izvoarele sunt ale noastre, ale tuturor dintre noi și este foarte important ca să avem o legătură sentimentală cu Slănicul și asta vă oferim ocazia să donați un arbust ornamental care va purta numele dumneavoastră și pe care noi o să-l îngrijim la Slănic Moldova și de fiecare dată când reveniți să-l vizitați și să vedeți cât de sănătos și viguros este, să-l arătați copiilor, nepoților, prietenilor și peste ani să poată fi un semn, un reper, da? al dumneavoastră la Slănic Moldova. Ne dorim foarte mult și mulțumim încă o dată pentru că v-ați cheltuit timpul și din resurse să veniți la noi. Dacă mai sunt ceva întrebări. O singură întrebare, domnule. Rog. E clar că în conferința aceasta noastră ați reprezentat, să zic, partea etică, iar domnișoara Georgiana partea estetică și foarte bine ați prins bine așa într-o. Dar vreau să vă întreb altceva.
Câți bani a donat domnul Pală, președintele PNL Bacă, în această campanie? Uitați-vă la camera. Domnul Pală, da, domnul Pală, da, domnul Pală, da, domnul primar. Domnul Pală a donat suma de 100 de lei. Atât? Da. Domnul Pală. Dar are promisiune, sigur, chiar am de vorbit la dumneavoastră de două înainte să... Cât? Haideți că acum forțăm la... Domnul Pală, 10.000 de donați. Domnul Pană, da sau ba? Nu-i mult pentru 4 mandate. 10.000 de lei, donați? Vă mulțumesc frumos de întrebare. Eu împreună cu domnul primar Baciu, astăzi discutăm în calitate de domnia sa de primar și de colegi de partid, dar n-aș vrea să includ foarte mult, deși asta e viața, nu ne putem debarasa de haina pe care o purtăm. Dânsul prin, în calitatea domniei sale, de la Habitat, știe câți, să spună dânsul, câți copaci împartă numele de când ne cunoaștem noi. A participat la dedicările de case și am licitat acolo. În timp ce l-ascultam pe domnul primar, mi-a venit în minte o idee. Legat de faptul că cred că fiecare firmă serioasă din județul Bacău, și aici mi-au eu angajamentul de a discuta cu cei pe care îi cunosc. Dacă toți sunt poluatori indirecți și nu ajung neapărat să plătească taxa, să sponsorizeze aceste acțiuni. Vorbesc doar ceea ce pot să fac eu. Eu n-am să vă spun sume, că nu suntem la o licitație anunțată cu strigare, dar îmi iau angajamentul public că la evenimentul pe care domnul primar împreună cu distinsa noastră artistă și cu cetățean, viitor cetățean de mare, să înțeleg, nu? Da. Așa. Veți avea o surpriză frumoasă la vremea asta, când va fi organizată. De ce, cine vor sponsori să... De ce să doneze bani? Vor? Vor de lucru agenții economici. Exact mecanismul ăsta, fostul șef PNL are probleme. Păi nu, n-ați înțeles. Nu știu, acum e o atmosferă relaxantă, foarte adevărat că e o atmosferă relaxantă, dar am putea să stricăm, tonul serios și frumos al acestei zile legat de aceste lucruri. Bun, eu vă asigur că toți banii care au fost donați pentru izvoare au ajuns la izvoare. Avem peste 60% din banii care am cheltuit pentru la licitație ca să le cumpărăm, să le răscumpărăm, practic, i-am adunat din sponsorizări. Dar acum avem sponsori, o firmă care va amenaja, avem un proiect de amenajare a zonelor respective, vom pune un foișor frumos acolo și peste izvorul 300 de scări și sonda 2, izvoarele noastre, și urmează să le amenajăm și pe celelalte. N-aș vrea să dau un nume de sponsor, dar gândiți-vă că noi, anul acesta, pot să dau o sumă în total evenimentele și cu donațiile pentru izvoare depășesc 60.000 de euro. Până în momentul de față. Până în momentul de față. Asta înseamnă că sunt oameni cu suflet care ajută localitatea noastră și fără de care noi nu am reușit să generăm atâtea evenimente de stăriloșos. Adică vorbim de nu numai de donațiile de la Primăria Sânii Moldova, ci și de donațiile la Asociația Prietenii Stănicului, care este suportul nostru practic de evenimente de dezvoltare. Georgian are și dumneavoastră o asociație pe care va aduce acest eveniment. Încercăm să facem un mediu sănătos la Sânii Moldova de dezvoltare. Asta, știți că primăria este și limitată, dar trebuie să aprob tot timpul. Dacă dumneavoastră donați acum 1.000 de lei pentru un eveniment, eu trebuie să fac hotărâri de Consiliul Local, să aprob venitul, să aprob cheltuiala. Mai bine, important e că mediul are rostul. Da, no, la modul cel mai sincer, știu restricțiile astea de legalitate și ne încercăm să nu repetăm greșeli pe care alții le-au făcut înaintea noastră. Sigur, ne-am dorit să avem cât mai mulți sponsori și donatori și cu siguranță acei bani vor duce exact acolo unde au fost donați. Adică nu avem o evidență foarte clară și putem să facem oricând dovada acestor fapte. Nu este... Asta chiar e contul primăriei. Da, este un cont deschis la CEC. Pentru a facilita mai ușor transferul. De nu toată lumea poate să facă transferul la trezorerie. Da? Spre exemplu, la CEC, la momentul acesta, avem 14.800 de roni
în cont și păstrăm pentru, imediat este autorizația de construire pentru sonda 2, este pregătită acolo și păstrăm pentru amenajare la, pardon, la 300 de scări începe. Amenajăm izvorul 300 de scări, este și la intrare și este... Consiliul Județean n-ar putea într-un parteneriat cu Sorin Moldova, la fel cum a făcut cu Pârtia, să facă ceva și cu urme. Da, Consiliul Județean ar putea să facă multe. Asta nu înseamnă că nu face, vă spun sincer. Acum, am, practic, le-am transferat fosta clădire a Salvamontului și dumneavoastră și-au pus buget pentru anul viitor, pentru modernizare. Ne dorim acolo la baraj, în dreptul barajului a fost clădirea Salvamontului, ne dorim să facem un centru de Salvamont puternic la Sălim Odovan și să oferim turiștilor condiții de turism montan. Asta înseamnă că o să aibă inclusiv brățări cu monitorizare de traseu, de... Dar și o întrebare. A murit cineva pe munții ăștia pentru că a pus munții tocmai pe nicuri? Nu. N-a murit nimeni. Am avut un singur eveniment anul acesta. Un turist s-a rătăcit și l-au găsit salvamentul și nu a fost probleme. Dar... Mai aveți probleme cu urșii? Da. Da. Da, am anunțat forurile competente. Și nu avem probleme cu urșii, în special în zona Venus, în zona de fosta cantină de Mira, care este acum părăginită și acolo mai vin. Din păcate, vin pentru alimente și probleme avem cu întreprinzătorii noștri care nu înțeleg că dacă lasă afară aceste resturi și nu le închide hermetic, să nu miroase, să nu, atunci ursul vine și nu ține cont de barierele astea de umane. Din fericire, n-am avut incidente în care să atace, să ne creeze probleme, dar suntem limitați aici la de legislație. Sperăm ca foarte repede să se dea totuși voie ca urșii care vin în localitate să fie recoltați, ca un termen. Și relocați. Da. Recoltați și... Asta e din hartie, da. Da. Adică mănâncă aici, nu? Da. Dacă mai aveți... E suficient, da? Eu vă mulțumesc încă o dată mult și dacă vreți să mergem, vă stau la dispoziție, unde stabiliți, mergem. Da? Vă mulțumesc mult, mulțumesc Georgiana, mulțumesc domnul viceprimar, domnul...